Uite, citat de Mădălin Voicu, știre. Cred că și o lecție și pentru tata. Da, tata e tot artist, dar uitat. Nu mai e artist. Nu e chiar așa prost, dar da. E băiat deștept. S-a făcut materialist științific. Și eu, cum sunt artist, sunt materialist științifico-fantastic. La mine, materialul e științifico-fantastic, la taică mi-e științific, e cu știință. Tata, săracul de el, dă viril, ce-a fost, are doar 2 copii. Poate putea să aibă mai mulți, dar doar 2 au rezultat. Putea să aibă 3. Sau cred că tot 2 își păstra. Am mai avut o soră mai mare care a murit la naștere. Deci eu nu sunt chiar primul născut, sunt al doilea. Era și eu să dau ordine. Nasol, din eu de la tată ca supraviețuiești. Putui gură de medici, m-a băgat la concitoare. Cred că înjura tata și de dimineață până seara pe medici. Dar de ce te duci tata să te internești? Mânca mi-ai pula. Așa. Ia stai tu acolo în cotețul tău și nu mai scoate râsul de acolo. Stai în coteț, stai la cocină. Că oricum, orice ai avea tu acolo, servitori de la Lela, de la mama, îți rănește mama, tot aia ești. Hai să o luăm cu averea oficială. Tata zicea, îți iau apartament cu 3 camere. De-aia mi-a zis că, când tata? În 3 luni. După aia, când am zis eu 3 luni? Am zis 3 ani. Atunci când m-am căsătorit. Bine, 3 ani. A trecut 3 ani. Nasol, am divorțat înainte de 3 ani. Cred că de-aia mi-a luat cu 3 camere. Între timp, Lusor mi-a vândut apartamentul cu 3 camere. Deci e proprietatea 100%. Ai. Deci eu dacă ar fi o succesiune, să zicem că mâine tata și cu mama moare într-un accident, se face succesiune. Vine sora mea, mi-a o cameră. Ai, da? Poate să bagi pe cine vrea pizdă aici. Sau trebuie să-i dau eu bani contra valoarea unei camere. Cât costă apartamentul ăsta? Evaluarea pe piață, la prețul pieței. În zonă. Și trebuie să-i dau la fată, nu știu, la evaluarea care e acum ar fi la ordinul de 40.000, 45.000 de euro. De trebuie să-i dau 20 și ceva de euro de mii de euro la fată. Nasol. Deci, tata, n-am ce să-ți reproșez. Ești un bărbat adevărat. Ești bărbatul cu bun. Nu mi-ai lăsat nici măcar... Uite, Mădălin Voicu, artist tembel. Are 7 copii, 2 nu i-a recunoscut, exact ce stă cu aia. Nu trebuie să intrăm în amănuntă. 5 i-a recunoscut. Tocmai din timpul vieții lui și e de vârstă cu tine, om. Deși tu fiind artist, puteți să-l înțelegi. Averea lui. Deci omul a fost viril. 5 copii. Oficial care i-a recunoscut el, l-a recunoscut 7. Deci o să vedea și la aia ceva pe scala. Ceva, dar ăia nu sunt lângă el. Deci ochii care nu sunt, nu se văd, se uită. Și de-aia nu se înțelege bine cu aia. Sigur, e o chestie de înțelegere. Nu știu, nu. Nu vreau să bat supoziții sau prostii. E viața omului. Dar ce am reținut noi din articol? Era un... Astea sunt chestii colaterale, dar astea sunt cum cred că ai trebuit să zici pe tata. Băi, l-a trecut averea chiar din timpul vieții. Cum i-ai trecut și tu din timpul vieții averea lui Sormea. Deci apartamentul ei, oficial ce are, e trecut lui Sormea. A, și casa de la țară, zicea că mi-o dă mie. Unde scrie răducul pe tu? Băi, eu aveam pretenția nu să fie vânzare, cumpărare, că să nu mai am niciun fel de drept asupra apartamentului într-o eventuală succesiune. Pentru că eu nu eram așa de om cu un anumit cuvânt ca al tău să cer ceva de la fată. Odată ce eu n-am cerut un partaj de la Adriana, eu nu sunt omul care aleargă după bani. Da? Iubire? Că tu ai făcut-o din iubire, dau seama.
Dar ți-a întunecat mintea, iubirea asta. Aici aveam pretenția să mă treci, nu neapărat, dar măcar să scrie acolo. Rădu cu Constantin, rădu cu Maria și rădu cu Petru Dar, pactul de proprietate. Măcar atât. Ceva simbolic, care n-avea nicio valoare. În termeni juridici, că la succesiune venea fata, lutata. Ce-am văzut, scrie și rădu Petru Dar, după ce scrie și Constantin și Maria. Deci, ea lui tata și a lui mele. Păi, bă. Și principalul era tata. Bă, fata. Păi, de ce vrei, fata? Am copii. Păi, am și copii. Păi, eu am mai mulți copii. Mamă, câți lapți ai avut în tine, fata?